Fostul primar al Slatinei pare să fie urmărit de ghinion. Când nu se mai trezește cu vreun dosar penal pentru diverse fapte exercitate pe timpul perioadei când s-a aflat în fruntea administrației locale, are grijă să atragă atenția oamenilor legii. Mai întâi a fost surprins de polițiștii argeșeni circulând cu 130 de km pe oră în localitate, iar acum de cei din Târgu Jiu că și-a parcat mașina la întâmplare. Dacă prima dată a fost nevoit să plătească o amendă usturătoare și a rămas fără permis, acum costul ignoranței sale a fost mai mic. Polițiștii locali din reședința Gorjului i-au aplicat o sancțiune de doar 200 de lei, cam cât lasă Vâlcov la restaurant pentru masa de la prânz. Fostul edil al Slatinei nu a comentat avertismentul polițiștilor gorjeni, susținând că va achita amenda. El le-a spus oamenilor legii că a lăsat mașina în zona unde nu avea voie pentru că nu a găsit niciun loc de parcare. Justificarea nu i-a convins. Darius Vâlcov s-a aflat aseară la Târgu Jiu pentru a fi prezent la ședința de judecată din dosarul în care este acuzat de mită. În acest dosar, procurorii susțin că el ar fi oferit bani unui angajat al oficiului județean de cadastru pentru a trece cu vederea documentele incorrecte depuse de firma pe care o controla prin interpuși.